Autoritățile locale din Râmnicu Sărat sunt pregătite să acționeze pe timp de iarnă. Cel puțin așa susțin reprezentanții primăriei, care declară că mereu au acționat astfel încât, în condiții meteo normale, să nu fie probleme cu dezăpezirea străzilor din municipiu. Și în această iarnă, administrația domeniului public și societatea Aquaterm vor acționa pe arterele orașului atunci când se va impune. Legat de instituțiile care se pregătesc, în mod obișnuit ADP, administrația domeniului public, respectiv Aquatermul, da, după un program, un plan pe care l-avem pregătit de ani de zile, parcurgem pașii, avem proceduri. Însă ar fi bine să le reamintesc râmnicenilor că orice pregătiri, indiferent unde, în România, în Germania sau în Statele Unite, țin de condiții normale de iarnă și nu de momente în care te lupți cu furia naturii. Nimeni nu va fi vreodată pregătit, nu ai cum să faci față unor astfel de intemperii neobișnuite. Dacă se vor înregistra ninsori abundente, este posibil ca autoritățile să apeleze și la alte instituții subordonate sau la voluntari care să ajute la degajarea zăpezii de pe străzi. Cu serviciul voluntar pentru situații de urgență, pe care încercăm să-l organizăm cât mai bine, cu voluntarii pe care îi ținem aproape de noi și mai cu seamă cu instituțiile subordonate și persoane juridice care desfășoară aceste activități, suntem, să zicem, în contact, în legătură, în așa fel încât, Doamne ferește, dacă se va întâmpla ceva neprevăzut, să ne pregătim cât mai bine. Dacă anii trecuți utilajele din parcul auto al ADP erau vechi și nu făceau față tuturor solicitărilor, acum unitatea beneficiază de utilaje dotate corespunzător pentru a interveni pe timp de iarnă. De la an la an noi am îmbunătățit zestrea materială a administrației domeniului public. Dacă în urmă cu mulți ani era practic imposibil să poată face față cu utilajele pe care le aveau, astăzi avem cu ce interveni. Nu suficient de multe utilaje, dar bine dotate, echipate, ca la prima intervenție să o facem cu mijloacele proprii. Eu sper că, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, să nu avem parte de ierni dificile, nici din punct de vedere al precipitațiilor, nici al temperaturilor, așa fel încât banii aceia pe care i-am cheltuit cu dezăpezirea să putem să-i folosim din primăvară pentru lucruri care țin de modernizarea orașului. Intervențiile pentru dezăpezirea străzilor din municipiu sunt coordonate în fiecare an de Comandamentul de Iarnă, constituit de Primăria Râmnicu Sărat.